Bine ați venit pe canalul nostru! Pregătiți-vă pentru o altă aventură incredibilă alături de duul nostru îndrăzneț preferat, Johnny și surorile sale geniale, Susan și Mary. În episodul de astăzi, Johnny ne va duce într-o călătorie spre centrul pământului, confruntându-se cu creaturi ciudate, provocări neașteptate și transformându-se chiar într-un supererou. Rămâneți alături de noi pentru a fi martori desfășurării excitante a aventurii. În Port Belly, un băiat curios pe nume Johnny Test trăia alături de surorile sale geniale, Susan și Mary. O zi, ele au pus al cale un plan pentru a-l trimite pe Johnny către centrul pământului. Surorile, echipate cu invențiile lor, au amenajat laboratorul lor subteran. Entuziasmul era în aer, în timp ce Johnny, purtând un costum super cool, se pregătea pentru călătorie. Cu o respirație adâncă, a pășit în mașina de foraj high-tech, iar Susan a acceptat un buton strălucitor. Pământul s-a cutremurat, iar Johnny a coborât în adâncurile misterioase. Pe măsură ce Johnny a pătruns mai adânc, a descoperit o lume nouă sub suprafață. Creaturi ciudate și pietre strălucitoare îl înconjurau. În ciuda vederilor ciudate, spiritul aventuros al lui Johnny nu a slăbit niciodată. În laborator, Susan și Mary monitorizau progresul lui Johnny. Ele observau întâlnirile lui cu râuri de lavă și creaturi prietenoase subterane. Călătoria lui Johnny a luat viraje neașteptate și s-a confruntat cu provocări cu curaj și umor. Între timp, într-o întorsătură a sorții, Johnny a dat peste o cameră ascunsă plină de artefacte puternice. Un dispozitiv misterios l-a transformat într-un supererou cunoscut sub numele de Johnny X. Cu noi abilități, Johnny a continuat călătoria cu și mai mult entuziasm. Johnny X a explorat minunile de sub crusta pământului și prin tuneluri grote. În cele din urmă a ajuns la centrul pământului, unde l-aștepta un cristal strălucitor. Folosind superputerile sale, Johnny a folosit energia cristalului pentru a alimenta o nouă invenție. Cu misiunea îndeplinită, Johnny X s-a transformat la suprafață, unde surorile sale l-au întâmpinat. Trioul a sărbătorit aventura lor de succes, iar Johnny avea așteptat să le povestească prietenilor săi despre călătoria extraordinară la centrul pământului ca Johnny X. Competițiile erau intense, iar orașul era plin de entuziasm. Pe măsură ce Johnny a înfruntat puzzle-urile și testele complicate ale lui Bling Bling Boy, surorile sale, Susan și Mary, urmăreau cu atenție. Johnny, motivat de determinare, a abordat fiecare provocare cu un amestec de inteligență și umor. În mijlocul competiției, Bling Bling Boy a lansat cea mai imposibilă provocare de până acum, o cursă contra cronometru la capacitate maximă pentru a rezolva o enigmă complexă. Johnny, cunoscut pentru gândirea sa rapidă, a preluat sarcina, creierul său lucrând la o capacitate maximă. Cu timpul ticăind, Johnny a rezolvat enigma într-o întorsătură surprinzătoare. Mulțimea a izbunit în plauze când Johnny Impossible, așa numit în acel moment, a ieșit victorios. Bling Bling Boy, deși învins, nu a putut să nu recunoască abilitățile impresionate a lui Johnny. Orașul a sărbătorit triumful lui Johnny, iar când Bling Bling Boy nu a putut rezista să nu se alăture festivităților. Rivalitatea dintre Johnny și Bling Bling Boy a fost atât de intensă încât Bling Bling Boy a luat o turnătură jucăușă. Amândoi realizând că uneori chiar și adversarii pot împărtăși momente de distracție și râs. În plus, Johnny Test a primit o invitație la cea mai mare petrecere din oraș. Entuziasmul din aer era palpabil în timp ce Johnny, cu părul său sălbatic caracteristic, se pregătea pentru o noapte de distracție și râs. Totuși, Johnny nu știa că seara sa de sărbătoare avea să ia o întorsătură neașteptată. În timp ce dansa și se amesteca la petrecere, o figură misterioasă numită Party Monster a stricat scena. Party Monster, acoperit cu streamere colorate și înarmat cu tunuri de confeti, părea hotărât să transforme petrecerea într-un haos. Nepărăsind, Johnny, alimentat de un sentiment de justiție, s-a transformat într-un supererou extrem de eficient. Johnny s-a confruntat cu Party Monster cu reflexe rapide și resurse, hotărât să restabilească ordinea în sărbătoare. Cei doi s-au luptat într-o bătălie epică de farse și surprize. Confeti a umplut cerul în timp ce Johnny evita trucurile lui Party Monster în timp ce încerca să-l păcălească pe vicleanul dușman. Petrecăreții au urmărit uimiți cum desfășurarea neașteptată se desfășura. Într-o întorsătură surprinzătoare, Johnny a reușit să-l înfrunte pe Party Monster cu o manevră inteligentă. Tunurile de confeti l-au transformat în suveniruri de petrecere, iar haosul a devenit o sărbătoare veselă. Petrecerea a continuat cu și mai multă energie, iar Johnny Test a ieșit în evidență ca erou al serii. În plus, Johnny Test a primit un pachet misterios. Emoția i s-a citit pe ochi în timp ce îl deschidea, dezvăluind un rucsac turbo-acțiune uimitor. Johnny nu știa că acest rucsac îl va conduce într-o aventură extraordinară subacvatică. Intrigat de butoanele și comutatoarele rucsacului, Johnny a decis să-l testeze. Într-o clipă, rucsacul l-a propulsat adânc în ocean. Johnny s-a trezit înconjurat de recife de corali colorate, pești prietenos și minunile adâncurilor marine. Pe măsură ce Johnny se minuna de lumea subacvatică, a observat un semnal de urgență, Bottomless Sea Johnny, așa cum se numea
acum, a anotat către sursa semnalului. Spre surprinderea lui, a întâlnit creaturi subacvatice care aveau nevoie de ajutor. Johnny a ajutat creaturile marine în diverse provocări, folosind caracteristicile unice ale rucsacului turboacțiune. Fie că era vorba de repararea unui pod de cochilii sparte sau de ajutarea unui pește pierdut să-și găsească drumul spre casă, Deep Sea Johnny a devenit eroul neașteptat al oceanului. Vestea despre faptele subacvatice a lui Johnny s-a răspândit. Johnny Test a reușit să evadeze din adâncurile mării și a fost sărbătorit de creaturile marine ca un prieten. Cu rucsacul său turboacțiune uimitor, Deep Sea Johnny a continuat să exploreze adâncurile oceanului, aducând bucurie și rezolvând probleme pe parcurs. În plus, Johnny Test s-a confruntat cu o provocare înghețată. Pe măsură ce orașul se pregătea pentru competiția Ice Pigs, Johnny era gata pentru o zi de distracție înghețată. Ice Pigs, cunoscuți pentru abilitățile lor rapide de patinaj pe gheață, l-au invitat pe Johnny să participe la cursă. Johnny și-a legat patinele și a fost gata să alunice peste iazul înghețat. Vântul rece i se agăța de față în timp ce el se rotea menținând ritmul cu egalitatea Ice Pigs. Într-o întorsătură surprinzătoare a evenimentelor, Johnny a reușit să-l depășească pe Ice Pigs cu mișcările sale îndrăznețe și trucurile neașteptate. Mulțimea a aplaudat în timp ce Johnny a trecut linia de sosire, demonstrând că chiar și în frig putea triumfa asupra Ice Pigs. După victoria rece, Johnny a vizitat ultima invenție a surorilor sale, casa spaimei a lui Johnny. Susan și Mary își transformaseră laboratorul într-un labirint înfricoșător plin de surprize. Dornic de o sperietură, Johnny a intrat curajos în casa bântuită. Pe măsură ce Johnny a explorat casa spaimei, a întâlnit sunete înfricoșătoare, umbre ciudate și frici neașteptate. Cu toate acestea, spiritul său neînfricat a prelevat, iar el a ieșit din labirintul bântuit cu un amestec de râs și ușurare. În plus, Johnny Test s-a trezit găsind o pereche de pantaloni peculari în camera sa. Intrigat, s-a îmbrăcat și, spre surprinderea sa, a descoperit că nu erau pantaloni obișnuiți, erau pantaloni super inteligența lui Johnny. Echipat cu acești pantaloni extraordinari, Johnny a simțit o explozie de inteligență. Temele sale de matematică au devenit o joacă de copii și și-a impresionat profesorii cu cunoștințele sale proaspăt dobândite. Orașul s-a minunat de strălucirea bruscă a lui Johnny, iar el s-a bucurat de gloria pantalonilor săi super inteligenți. Totuși, ziua a luat o întorsătură neașteptată când Johnny a primit un mesaj misterios. Luna se părea că avea nevoie de ajutorul lui Johnny. Fără ezitare, Johnny, încă purtând pantalonii săi super inteligenți, a pornit într-o misiune pentru a răspunde chemării lunare. Într-o clipă, Johnny s-a aflat pe suprafața lunii, întâlnind locuitori lunari care se confruntau cu o criză cosmică. Cu inteligența sa îmbunătățită, Johnny a conceput rapid o soluție ingenioasă pentru problema lor, câștigând recunoștința locuitorilor lunari. În timp ce Johnny se bucura de strălucirea victoriei sale lunare, a realizat că locuitorii lunari veniseră în ajutorul său. Pe măsură ce Johnny se bucura de strălucirea victoriei sale sub lumina lunii, și-a dat seama că locuitorii lunii veniseră în ajutorul său. Locuitorii lunii i-au spus adio, iar Johnny a sărit înapoi la Port Bell, locul unde începuse ziua sa extraordinară. Orașul a întâmpinat pe Johnny cu căldură, iar el a povestit despre aventura sa lunară cu locuitorii lunii. Pantalonii săi superinteligenți l-au făcut cel mai deștept băiat din oraș și un erou al cerului lunii. Plus, Johnny Test a dat peste un dispozitiv ciudat în laboratorul surorilor sale. Curiozitatea i s-a aprins în ochi când a descoperit că era un gadget care putea să deruleze timpul. Dornic să testeze puterile sale, Johnny a apăsat butonul și într-o clipă a fost transportat în lumea strălucitoare a Hollywoodului. Străzile aglomerate, luminile strălucitoare și covoarele roșii îl înconjurau pe Johnny în timp ce se minunase de aventura sa neașteptată în Hollywood. Profitând de oportunitate, Johnny a decis să devină o vedetă de Hollywood. Cu farmecul și stilul său carismatic, a dat audiții pentru un film și, spre surprinderea tuturor, a obținut rolul principal. Orașul Pork Valley a fost plin de entuziasm când Johnny Hollywood a devenit noua senzație. Cu toate acestea, Johnny și-a dat seama că în curând de importanța dispozitivului său turbotimp. Pe măsură ce naviga prin provocările celebrității, a întâmpinat momente pe care și-ar fi dorit să le deluleze înapoi. Johnny a corectat greșelile sale cu o apăsare pe buton și a învățat lecții valoroase despre prietenie și umiliță. În ciuda strălucirii și glamurului, Johnny îi lipsea orașul său natal. Folosind turbotimpul său, s-a întors la Pork Belly, unde prietenii și familia lui l-au întâmpinat cu brațele deschise. Johnny Hollywood s-a transformat înapoi în Johnny Test, dar amintirile aventurii sale de la Hollywood au rămas cu el. Stând pe străzile familiare din Pork Belly, Johnny a reflectat asupra emoției de a fi vedeta la Hollywood și asupra înțelepciunii câștigate prin călătoria în timp. Turbotimpul nu doar că l-a dus în lumea strălucitoare a celebrității, dar l-a adus și înapoi acasă, unde adevăratele comori ale vieții l-au așteptat. În același mod, surorile lui Johnny Test, Susan și Mary, au creat o invenție cu o consecință neașteptată, ciuma roz. Pe măsură ce norii roz se răspândeau prin oraș, transformându tot în roz, Johnny a fost prins într-un haos colorat. Cu un aspect hotărât, Johnny a decis să preia lucrurile în propriile mâini. A căutat pe surorile sale în laborator și cu un strop de curaj le-a convins să creeze un antidot. Orașul a așteptat cu nerăbdare succesul lui Johnny, în timp ce el a alergat contra timpului pentru a restabili culorile vibrante pe care le știau și le iubeau. Odată ce antidotul a fost gata, Johnny
străin armat cu determinare și cu un leac l-a răspândit prin oraș. Nuanța roz a început să se estompeze, iar Porc Belly a revenit la aspectul său colorat obișnuit. Aventurile lui Johnny cu ciuma roz s-a încheiat, lăsând orașul recunoscător pentru gândirea sa rapidă. Când toată lumea credea că entuziasmul zilei s-a încheiat, o nouă provocare a apărut: Mega Robotics. Roboții masivi creați de o forță misterioasă amenințau să aducă haos în Porc Belly cu un sentiment de datorie. Johnny Test s-a transformat în modul acțiune. Pe măsură ce Johnny se confruntă cu Mega Robotics, orașul privea cu anticipație. Cu ingeniozitatea și manevrele sale inteligente, Johnny a început să demonteze roboții unul câte unul. Clasa de Mega Robotics, cândva amenințătoare, a fost învinsă datorită gândirii rapide și curajului lui Johnny. Porc Belly a sărbătorit victoria împotriva Mega Robotics. Johnny, cu un zâmbet modest, a recunoscut aplauzele orașului. Ziua sa neașteptată devenise o poveste de triumf, demonstrând că chiar și în fața haosului colorat și a haosului mecanic, Johnny Test putea să facă față situației. În același mod, Johnny Test a înfruntat un adversar formidabil, Mangusta. Această creatură misterioasă, cunoscută pentru istețimea și agilitatea sa, l-a provocat pe Johnny la o competiție pentru a dovedi cine este un campion suprem. Nepăsător față de reputația Mangustei, Johnny a acceptat provocarea cu un spirit competitiv. Orașul s-a adunat pentru a asista la confruntarea dintre Johnny Test și vicleana Mangustă. De la curse prin tarsee cu obstacole până la se depăși reciproc în jocuri de istețime, Johnny și Mangusta au fost angajați într-o competiție palpitantă. Pe măsură ce competiția se desfășura, Johnny a demonstrat gândirea sa rapidă și ingeniozitatea caracteristică. Mangusta, deși iscusită, a fost surprinsă de strategiile neașteptate ale lui Johnny. Mulțimea a aplaudat în timp ce Johnny Test ieșea victorios, devenind chiar și în fața unui adversar viclean. El putea triumfa cu o combinație de istețime și determinare. Totuși, entuziasmul zilei era departe de a se încheia. La scurt timp după triumful asupra Mangustei, Johnny a descoperit o nouă provocare. Fusese transformat într-o albină. Cu ajutorul surorilor sale, Johnny a aflat că pentru a reveni la forma sa umană mare și sălbatică, trebuia să finalizeze o serie de fapte bune ca Johnny albină bună. Îmbrățișind aventura sa zumzăitoare, Johnny albină bună a început să răspândească bunătate și să ajute pe alții în Porc Belly. Asistarea vecinilor cu treburile gospodărești până la salvarea animalelor blocate, faptele lui Johnny albină bună au încălzit inimile orașului. La sfârșitul zilei, Johnny albină bună, cu un sentiment de împlinire, a revenit la forma sa umană. Orașul recunoscător pentru bunătatea sa a sărbătorit victoria dublă a lui Johnny, întâi în fața Mangustei și apoi ca Johnny albină bună. În cele din urmă, Johnny Test s-a confruntat cu o provocare neașteptată, un turneu de dodgeball. Copiii din cartier, cunoscuți pentru competitivitatea lor aprinsă, a invitat pe Johnny să se alăture echipei lor. Dornic să-și demonstreze abilitățile la dodgeball, Johnny, cu o privire hotărâtă, s-a alăturat jocului. Terenul de dodgeball vibra de energie, în timp ce Johnny evita, se apleca și arunca cu precizie. Reflexele sale rapide și mișcările strategice l-au impresionat atât pe colegii săi de echipă, cât și pe adversari. Johnny albină bună a fost un jucător excelent și un adversar temut. Pe măsură ce turneul se desfășura, echipa lui Johnny avansa printre runde. A sosit confruntarea finală, iar Johnny, cu o aruncare rapidă, a asigurat punctul câștigător. Copiii din cartier au aplaudat, iar Johnny Dodgeball a devenit eroul terenului de dodgeball. Chiar când Johnny credea că entuziasmul zilei s-a încheiat, un răcnet puternic a răsurnat prin Porc Belly. Atacul camionului monstru. Un camion colosal condus de un dușman viclean făcea ravagii în oraș, distrugând tot ce ieșea în cale. Fără ezitare, Johnny Test s-a transformat în modul de acțiune. A conceput un plan pentru a opri camionul monstru, folosindu-și rapiditatea și gândirea, plus ingeniozitatea. Cu o combinație de cascadorii îndrăznețe și manevre inteligente, Johnny s-a confruntat cu provocarea monstruoasă direct. Orașul a urmărit cu uimire cum Johnny a păcălit camionul monstru într-o serie de mișcări palpitante. Cu o mișcare finală bine sincronizată, Johnny a dezactivat motorul camionului, punând capăt haosului. Orașul a erupt în aplauze, iar Johnny, cu un zâmbet modest, a salvat din nou ziua. Și iată, dragilor, încă o aventură palpitantă cu Johnny Test, ultimul aventurier. Nu uitați să dați like, să vă abonați pentru mai multe episoade pline de acțiune și să comentați mai jos care a fost partea voastră preferată din cea mai recentă aventură a lui Johnny. Până data viitoare, rămâneți aproape pentru mai multe episoade pline de distracție chiar aici pe canalul nostru. Pe curând!